nu este nimic de necaracter aici. O a zis că vrea să vină cu staful lui, nu vin cu staf. La revedere. Hai, noroc, noroc. N-am nicio obligație față de mine, n-am nicio obligație față de el. Dar nu v-a supărat. Pentru ce nu mă supăr? Și eu și când au liculează, bă, până când semnezi, până atunci poți să te zgândi, răzgândești, nicio supărare nu e. Și eu tot la fel am zis. Dar era bun, domnul Șumudică, dacă rămâne așa. Bă, dacă... Da, cu domnul Dică, bă, auzi, era bun dacă rămânea așa. Bine, mă, hai, ziceți-mă, că nu m-au scoate omul la cap cu voi niște întrebări. Era bun dacă rămânea așa. Nicolae Dică e totul familiei? Nu i-am, n-am vorbit nimica cu el. N-am negociat nimica cu el. Păi și varianta asta a apărut doar așa? Nu, am vorbit cu el, dar n-am negociat nimic cu el. Am vorbit cu el și a zis, Nergice, nu pot să vin acum că sunt băgat cu Mirel în treaba asta, i-am promis lui Mirel, nu pot să plec de acolo. Și are și clauză de reziliere. Asta e cu Dică. Mai e și prepeliță variantă? A fost? Nu știu, mă, tată, ce e prepeliță. Ce se caute prepeliță? Nu e prepeliță. Pe ce a antrenat prepeliță? Și aveți vreo variantă ceva? Pe ce a antrenat prepeliță ceva? Păi a antrenat. Acum argeți? Meciurile au avut o serie bună. Ce, pe ce arge cu el? Vreo 11 n-a retrogradat. N-a retrogradat. A, așa că e bun antrenor. Uite, mi-a dat o idee. Nu știu. Deci nu știu nimic la ora asta. Avem antrenor pe Toni Petrea. Să termine, avem timp, o săptămână, două, vedem. Străin nici prin gând să vă treacă, că să aducă o străin antrenor. Niciodată în viața ta nu mai vezi antrenor străin la FCSB. Ce e antrenor străin? Oameni, uite, antrenor român ortodox. Ce să aduc străin? Cu experiență? Nu mai ortodox, pentru ce să aduc eu antrenor altă religie, decât mai ortodox? Nu avem atunci un antrenor ortodox. Alții mai ei fotbaliști, chiar dacă nu sunt ortodoxi. Zici că, domne, și ies oameni... lucrează ei muncă lor. Dar dacă ai atâția ortodoxi, când n-ai ortodoxi și ei ca altă religie. Da. Dar dacă ai ortodoxi, pentru ce să iei alta? Da, veți merge pe varianta unui antrenor cu experiență? Păi, tata, nu spun, nu știu. Dumnezeu să mă lumineze, nu știu ce. Experiență, neexperiență. Așa și cu experiență sunt și prea scumpi. Ca după asta și m-am gândit. Bă, e bun și mudic. Mă, da, mă, costa cu tot staful lui, mă, cu cât vrea, cam 500 de mii. 480 de mii sau 500 de mii cu tot staful. Cam atât costa. Și să vă puțin că-s bani mulți, dacă nu te califici să scoți bani de la Europa, ce faci? Unde ajungi? Ilie, o să zică lumea, domne, că cu tare, că nu știu ce, că nu știu cum. O, Ilie, până o să vorbești și cu el. Poate, nu știu, că zic, o să vorbesc și cu prepeliță, o să vorbesc și cu tare, uite, și cu Loitor o să vorbesc cu el. Că toate că a zis el cu el niciodată în viața lui. A zis și el săracul, era supărat de ceva. O să vorbesc și cu el. Adică să văd el cum vede. Pe mie, de exemplu, îmi place fotbalul, pas, 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 tiki-taka, posesie, ca să n-am emoții. Mie, de exemplu, așa, sincer să spun, care el zice că nu vine. Poate, treaba lui, poate nu vine, dar s-ar putea să nu-i dea voie nici ăla. Adică m-am gândit la Loitorul, că îmi place fotbalul lui. El așa cum are nebunia lui de vorbește, el bla bla bla. Bă, dar nu vorbește din aiureală. A ratat pe teren. El a luat jucători, l-a făcut tot felul de... tot felul de petice, de cutare, peticiri și a jucat fotbal. Țaca, 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 țaca. Dar dacă ai pe ăștia ai mei. Trebuie să aibă licență, că nu mai are voie să dea indicații în sezonul următor. Da? Îi aducem un antrenor cu licență. Și gata. Și el o să fie secund și... Da, poate să fie pe bancă. Nu știu, zic. Mi-a plăcut așa la echipa de tineret. Mi-a plăcut, adică are ochi, adică schimbările lui mi-a plăcut, adică a simțit jocul. Dar trebuie... Eugen Neagoie să-i are și experiență. Uite, Eugen Neagoie, da. Uite, bravo, mi-a dat... A zis că nu vă refuză pe CSB niciodată. Da. Dar numai să nu... Să facă ca mine, să nu facă ca Piți. Asta nu pot să mai știu eu. Glumesc, adică e glumă. Da,